Recently launched music. Am revenit, dragilor, alături de voi pe pagina noastră de Facebook, așa cum am menționat anterior, și împreună cu Dumitru Talmazan, speaker și fondator Talmazan School. Aplauze! De unde au ieșit peste 5.000 de absolvenți duși în lumea mare, care rămași pe acasă, dar care să-ți continuă faima mai departe. Să sperăm că, știți, am așa o chestie, chiar sâmbătă spuneam că există în digital marketing, în marketing, multe sub-astea, detalii care, dependență de ce fel de expert ești, poți să le scoți la suprafață sau nu. Dar zic, eu vă rog frumos, e ca măcar de bază, 1, 2, 3, să faci stat, ca să nu știi așa, ca să vă duci încolo și să spuneți, dar ai terminat vreun curs undeva? Da, la Talmazan. La Talmazan și la tine logotipul nu este, adică eu tare sper că seriozitate, măcar, vă rog frumos. Măcar ceva de bază toți să facă, pentru că fiind social media un instrument, pe de o parte, știi, există două tipuri de audiență, există creatori și consumatori. Și indiferent suntem noi creatori sau nu, noi oricum suntem consumatori, pentru că avem Facebook-ul, avem Instagram-ul și tete ziua, seara, facem scrolling. Asta, apropo, este și sindrom, știi? Datul scrolling ăsta, da? Cronologia asta, da, de dat, da, în jos, da, în sus, da, da. Este o boală, da, a secolului 21? Yep. Dar ea mi se pare că se va extinde și în continuare, adică ea deja nu va avea vaccin. Mie mama îmi povestea că pe timpul bunicii era așa o chestie că nu era ok corect ca doamnele să meargă cu bicicletă. În genul că e cu fustă și cu moți așa, să înțelegi? Nu e estetic. Da, 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 da. După care spunea că dacă se ascult prea mult radio, o să doară urechile. Așa. În urmă spunea că dacă stiu prea mult la televizor, o să chiorești. Apoi că în fiecare generație am impresia că există ca așa un fel de viciu. Și azi la noi este telefonul, care spune că, da, dar copiii ăștia s-au născut în direcția asta. Eu sunt pentru un consum corect, eu sunt pentru securitate și copiii nu trebuie să stea prea mult în internet și ai mei au timing și se deconectează telefonul, dar noi nu avem cum să evităm asta. Dacă tu copilului tău să-l scoți din digitalul ăsta, șanse sunt foarte multe și poate acum părinții nu o să fie de acord, dar eu ca părinte vorbesc. Exact, șanse, da, sunt, da, foarte multe. El ori să fie un fel de izgoi la școală, care, acum dacă nu are la școală telefon, el se simte nu parte din această societate. Un pic izolat. Copiii au telefon. Dacă el nu are, n-a să aibă rețea socială sau el nu o să fie digital. Acum IT-ul este în capul lor. Copiii mei au 9 ani și ei, ca să deblocheze un joc acolo, ei au intrat pe YouTube și i-au scris și au luat un cod și au inserat codul, mamă, nu știu chiar unde. Așa? Da, da. La 9 ani. Adică nu, și nu cunosc foarte multe lucruri. Ei deja știu ce înseamnă coding, ei știu ce înseamnă robotică, ei știu ce înseamnă toate momentele astea. Noi chiar am dus, sunt cursuri astea de dezvoltare cu robotică, robocod și alte clase și ei acolo se dizolvă, ei sunt parte acestei generații. Deci eu aș vrea ca părinții să susțină acest flux de digital, chiar dacă noi nu-l înțelegem. Pentru că înainte nu înțelege bunei pe voi, voi pe alții. Adică e ceva normal și întotdeauna are nevoie de control. Supra solicitarea și... Aici e bine spus, controlul. Adică chiar și dacă există o limită, dar trebuie să le oferim și această nișă, pentru că exact din asta vor face parte. Știi, eu când eram tânăr, asta mai alaltă ieri. Asta a fost de mult. Nu este sincer. Eu trăiam în cămin. Am avut privilegiu să fiu student, să trăiesc la cămin, să cânt la chitară. Tot era pofănșuie. Și era așa o chestie, noi observam, chiar când discutam cu alți colegi, noi vedeam diferența dintre persoanele care au venit la țară, da, eu tot la țară am venit, la Sărata Galbenă, și persoanele care au venit la țară, dar aveau un... se putea. Adică ăștia parcă i-au dat drumul. Ei puteau să cadă în învățătură. Ei puteau să petreacă foarte mult. Nu că noi nu ne dușem și eram exemplari. Nu, nu, de două ori îți matriculați. Dar istoria este că dacă tu îl ții în frâu, a să vină ziua când el oricum a să ducă la Chișinău, la studii, cu atât la armată. Mai mult o să vrea să răbunească, da, și undeva. Atunci el, în semn de protest, așa el e, a spui, am fost paienca cu mințel și la icoane, acasă, vreau tatuirovcă pe frunte.
Pentru că toată viața am vrut de asta. Naclică! Exact, da, da. Dar mai am să-i fac așa. Și ăsta e cel mai mare risc. Da, deci asta e elementul că noi știm că pe noi nu ne puteau controla. Noi știm că părinții sărei gardul și în fereastră, știe, fix așa și ei să facă. De unde ați luat-o că ei nu să facă chestia asta? De unde ați luat-o că ei nu să facă? Adică, de ce comunicarea cu copiii, comunicarea cu cei mai mici care nu înțeleg acest moment, este un factor, contextul de risc și tu trebuie să fii securizat și dozarea este un alt factor. Și acum, slavă Domnului, este aplicații, zeci de aplicații, chiar în telefon, care poți pui timing-ul. Și de astea, Parenting Control, noi folosim Parenting Control, poate să-mi vină notificare. Oscar Oliver solicită jocul ăsta. Ah, vezi tot ce navighează pe internet. Da, da. Wow, perfect. Și atunci asta este o modalitate faină, dar la noi observăm că dacă sunt unii părinți care nu sunt prea avizați cu digitalul, și el dacă nu înțelege ca copilul să nu facă mânză, dă-i planșetul ziua. Și el intră acolo și știi, eu câteodată am și eu așa chestii, weekend, spre exemplu, și pot să-i lăs pe vreo 5-6 ore. Eu îi simt după retorică că i s-a schimbat. Adică eu îi simt după limbaj, după cum vorbesc, eu văd cât de tare influențează chestia asta. Deci eu sunt un adept a controlului digital, sunt un promotor a accesului în digital marketing. Ești tu copil sau ești tu matur? Pentru că chiar și maturii au aceeași chestii. Da, pe noi dacă ne lași, e gata, TikTok, ne-am deconectat de realitate total. Două ore ai dispărut din viață dacă ai intrat în TikTok. Deci mâncare, nu mai vrei nimic. Da, de ghinictud acolo cu cheia au nevoie de mâncare. Oh, da, da, acolo în genere trebuie întotdeauna ținut sub controlul ăsta, pentru că, bine, too much, uneori e chiar too much. Da, și bomboane mult tot erau. Cu siguranță. Dumitru, uite, avem și noi o rubricuță pentru tine, ca și pentru fiecare invitat special care vine aici la Radio Zoom 1 să răspundă cu da sau cu nu la 5 întrebări la rece. Hai! Este publicitatea stradală încă eficientă în comparație cu cea online? Da! Da, te rog, argumentează-mi pe ce. Am crezut că este care, da, nu, da, nu. Mie îmi place să mai rămânem un pic, să mai medităm și să mai ascultăm niște argumente. De ce stradală este încă mai eficientă? Noi am pomenit momentul ăsta, noi discutăm despre diferite audiențe. Și există audiență care nu are, este așa un termen în rusă, dacă îmi permiți, se cheamă bannerna slepata. Este orbirea bannerului, cum ar fi. Aha. Adică tu intri, tu te deprinzi, da. Și tu de mă nu mai vezi pe site reclamă ce. Pur și simplu tu te deprinzi că acolo în dreapta de obicei vrei reclamă și tu din cauza că n-ai nevoie de reclamă deconectezi acel vector și tu nu mai vezi ce e acolo. Respectiv, când noi avem posibilitatea să comunicăm multi-channel, să dăm și billboard, și influence marketing, și online, dacă mă întreba banner în stradă sau un banner în online, atunci eu aș alege online. Dar dacă mă întreb dacă încă mai este eficientă, eu pentru dacă eu aș avea buget, eu aș pune vreo 3 bannere cu mine așa frumos în mijlocul drumului. Tu ești anul pe banner, așa că ți-ajungi. Dacă ai fi un calculator, ce ai vrea să deții memoria hard disk-ului tău? Am recete culinare. Nu mai nu zic că ești un gurmand înrăit. Ok, am înțeles. Ce încă? Eu cred că ceva muzică. Bine. Și... hai, muzică, mâncare și încă ce-ți mai place? Și vreo două conturi bancare la SEPA. Asta doar o curca nimănui? Crede-mă. Arhive. Și gădinalea grase. Dacă ai spus că ești spațiu. Cu siguranță. Ți-ai dorit să revii în timp și să creezi împreună cu inventatorul Charles Babbage primul calculator? Nu. Nu ți-ar plăcea să vii tu acolo cu mâna ta, să schimbi ceva și să fie poate calculatorul ăla inventat cum este în momentul de față? Știu, eu am alte feature-uri. Care ar fi? Hai că vrem să te cunoaștem din alte perspective. Eu totuși cred și eu întotdeauna am avut un feeling că eu nu-s de pământul ăsta. E că eu am crescut pe filmul Superman. Așa. Și mi-așa îmi pare că eu totuși sunt pe criptonit planeta aceștia. Eu totuși sper că într-o zi eu a să văd o lumină de pe fereastră care spui Dumitru, o venit ziua aceea. Tu
ia că ai deși la tine în cap testarea ca niștea. Tu pur și simplu nu ești pământean. Tu ești probabil să fie și asta explicație. Deci eu tare sper că o să fiu parte la ceva mai mare. Dar nu ai fost niciodată la vreo clarvăzătoare să-ți prezică chestia asta? Nu, confirme cel puțin, uite, intuiția ta? Eu sunt foarte slab, credibil la chestii de astea. Prefer să cred că există minuni și ele se întâmplă. A, și tu ești a opta. Pentru că așa reiese din toată discuția asta. Da, putem și așa spune, oricum asta nu se poate verifica, așa că... Pentru că tu creezi foarte mult, tu ai în creierul tău foarte multă informație. Ceea ce nu ar putea duce un... fiecare om, să-i spun eu așa. Mie câteodată mi-e greu să adorm. Eu foarte greu adorm. Știi de ce? Eu am așa un gluc. Nu știu dacă cei care ne ascultă au așa gluc, dar dacă aveți, odată noi suntem live deja. De mult, da, dar spune. Am vedere că lasă scrie. Eu vezi că eu fac engagement, eu am simțit publicul este în online. Adică eu când încerc să adorm, eu încerc să trec în scenariu să joc piesa zilei de mâine. Adică eu... Te transpui deja de azi în mâine. Da, și eu ta, așa, eu să mă duc la radio, așa să trebuiască să, așa, așa, după asta eu încolo. Dar ce să spun eu acolo? Dar cum o să fac eu? Dar dacă sunt... Dar dacă... Și hop, două ceasuri trecut și eu iar n-am adormit. E foarte greu să adorm în sensul ăsta. Dar la mine capul, da, dar ce o să fie? Da, dar dacă... Opa, și hop, și... E că asta e una din... Adică capul tău niciodată nu e gol? Întotdeauna am îmbrăcat, mai lasă și în pielea goală este, să se mai relaxeze. Este o problemă. Și știi că uneori prea mult strică? Da, da. Sau Superman. Și o să ții zborul că... și gata cu planeta Pământ. Sper că asta e unica explicație. Mama, ok. Au înțeles antreprenorii și companiile că în orice perioadă de criză tăcerea nu este eficientă? Sau că nu au înțeles și mai au, uite, niște scăpătări și tu tot lupți cu chestia asta și tu încerci să le demonstrezi. Știi și tot ne vorbești. Eu pot spun că în ultimii 2 ani de zile s-a schimbat atâtea cât nu s-a schimbat în ultimii 5 ani de zile. Adică noi avem, real, avem o schimbare foarte mare la nivel de cum azi antreprenorii văd afacerea, cum ei văd instrumentele de marketing, cum ei sunt gata să plătească experți. Ei sunt ok, deja au înțeles că este să mănci, el costă vreo 200-300 de euro. Există fotograf, videograf, care pentru fotosesiune un 50-100-200 de euro trebuie dat. Adică oamenii deja, dacă înainte asta era un fel de, adică eu și n-ați pot să fac acolo două postări și să apăs pe buspost, azi ei deja au înțeles că există specialistul. Mai mult ca atât, mie mi se pare că asta vine cu totuși accesul ăsta la informații și digitalizarea și tehnologiile care... Tu ai văzut despre Oculus? Nu. Este ochelare de la Facebook care transpun realitate virtuală. Azi deja tu poți intra în Facebook. Ce, noi avem în țară așa ceva? Da, costă 400 de euro. Și, aparatul ăla! Așa, care se pune în cap. Am înțeles, da. Așa e. Și cum tu vei vedea acolo realitatea total, o să-ți schimbi vectorul de touch. Da, mă sperie chestia asta, da, să știi, foarte asta, mult mă sperie. Da, sunt și filme pe direcția asta, dar n-avem încotro. Deci dinamica este atât de mare și afacerile pe de parte s-au adaptat o parte, cei care nu se adaptează mor fără să le știm numele, iar restul înșetă și da, da, să iasă. Deci eu sunt foarte pozitiv vis-a-vis de piața noastră, noi suntem în urmă cu mult la nivel de instrumentare. Deși mulți spun că noi încă suntem foarte mult în urmă și cumva foarte greu ținem pasul țărilor mai dezvoltate. Noi, eu am finisat studiile de masterat, am făcut MBA-ul în Londra și în Rusia și anume blocul de digital marketing de securitate cibernetică l-am făcut în Londra. Și tot ce noi acolo am discutat, da, acolo este un pic mai 10-15 ani pe anumite subiecte foarte nișate de inteligență artificială, de nu știu ce. Dar dacă vorbim de business-ul mic și mediu, dacă vorbim de un site, un Facebook, un reclamă, un influencer, acolo un magazinaș, o factură, asta la noi este. Și e bine mersi, și tata e ok. Păi da, dacă mai stă și amprenta ta, pentru că tu ai atâtea companii în spate, dacă vă rog frumos, intrați și pe site-ul talmazan.md. Da, așa să vedeți acolo, ho-ho-ho. Păi mă scuți, cum să nu zici că nu suntem înainte? Este așa, adică noi suntem... Bine, mersi. Tu știi ce înseamnă Rodcaster Pro?
Asta, da, aparatul minune. Asta, minune, tocmai din, de peste ocean, care este în Chișinău, într-o Europa micuță. Adică, și asta... Și la Radio Zoom 1. Da, eu nu știu că la alte radio-uri asta este. Nu există acolo, că sunt 100 de butoane. În general, dacă puțin știu. De ce în sensul ăsta, noi înțelegem că, da, este la ce de lucrat 100%. De doi de unul o să fie și business-urile mari au de crescut. Dar și e foarte bine, atâta timp este și de lucru. Dar trebuie să fim optimiști și pozitivi și să spunem că nu, la noi toate chiar suntem așa de săraci. Pentru că, eu vreau să spun că la noi în Moldova, un antreprenor câștigă un 1.000, un 2.000 de euro pe lună. Așa, nu rău. Pentru 2.000 de euro Moldova, crede-mă că e mult mai ok decât 10.000 de euro Moscova sau 10.000 de euro America. Noi avem companii în America, în Chicago. Salariul cel mai mic a unui angajat pe săptămână este de 2.000 de dolari. Respectiv, asta este tipa, așa un fel de cum la noi 2.000 de lei. Serios, da, da. Pentru că cheltuielile sunt mari. Deci când tu ai în sărata galbenă 1.000 de euro, pentru că tu ești profesor... Hai, făcuși tu comparație! Și tine, știi ce scumpă viața în sărata galbenă? Tu numai alimentarea din sărata galbenă când intri acolo, fără 100 de lei, nu ieși. Respectiv, în sensul ăsta, e foarte important să înțelegem că noi avem, nouă ne mai trebuie, dar nu, hai și ne-am jăli că suntem așa. Nu, tot e gine. Tot e gine. Foarte optimist mesaj, așa că ascultați, vă rog, ce spune Dumitru, că el știe ce vorbește. Crezi că vor fi creați roboți și în Republica Moldova care să efectueze lucrări fizice în locul oamenilor? Deja sunt creați. Hai, încă două Africa. Deja sunt creați. Pe bune? Avem o fabrică secretă la 10 metri pământ? Eu ca reprezentant a oamenilor de... Doamne. N-a venit vreo planeta. Copie de-a ta, poate aici, în emisie? Dați-mi imaginez să fiu hologramă. Noi când am fost în Londra, este locul unde se fac fondul monetar, birja. Așa. Da, noi ne-am făcut excursie, cel mai specific detaliu care acolo l-am observat, acolo ferestrele toate se închise, nu se deschid, pentru că când cade bursa, oamenii sar pe fereastră. Ca să nu sară, le-o închis. La recepție, în una din companii, ne-am tâmpinat o galogramă. Nimeni nu știa că asta este galogramă. Nu recunoscut. Imitația exactă a unui om? Deci da, imitația absolută. Doar dacă trece așa cu mâna și e transparent. Da, da. Da. Este real un client service, adică persoana și se conectează la orice limbă care tu vrei și lucrezi. De ce zic că deja avem? Pentru că noi avem cu siguranță această inteligență artificială deja în medicină. Noi avem deja sisteme smart la nivel de tehnologie, dar dacă vorbim de robotul fizic, 100% la fel. Și acest consultant al Margaret Thatcher, care ducea securitatea cibernetică în Londra la noi la MBA, noi discutam despre ce fenomen, adică genul invazia a venit, adică o să ne înlocuiască. Și știi, el a spus un lucru tare interesant și calmant în sensul ăsta. El a spus că, pe de o parte, tot noi îi creăm. Exact. Pe de altă parte, ei niciodată nu vor putea înlocui acest human touch, aceste relații interumane. Deci tot ce puteți voi crea în afacerile voastre, tot ce puteți voi păstra și nu o să poată înlocuiască un robot, este relația cu omul. Pentru că este mai bine acum să punem roboți la fabrică care să mute sticlele mult mai eficient și cu o precizie mult mai mare decât să stea un om. Și ca eficiență, probabil, și a timpului și a resurselor. Toate mașinile, toate preciziile este doar înainte, să spun așa, frumusețea tehnologică este că robotul îl face, pentru că este o precizie de calibrare. Și voi să puneți accent pe relația interumană, pe crearea comunităților, pe emoțiile pe care oamenii au nevoie din motiv că totul așa e sur în viața lor. Tot așa e mai trist. Și că afacerea ta ar putea să le aducă culoare. Noi spuneam că extraordinar logotipul Zoom, da? Extraordinar pentru că e vesel, e face diferență și comparativ cu alte radiouri, nu o să vă laud nici într-un caz, dar pe ce să faceți diferență la nivel de branding? Mie îmi creează impresia ca și e vesel. E ca asta mi-e creează impresia, da? Colorat, da, emoții! Eu am avut experiența când eram tânăr și frumos cu Radio Moldova, dar Radio Moldova îmi creează impresia că acolo e serios. Dar aici este despre tineri, despre, hei, 93.3 FM Chișinău. Da, păi și noi în zadar ai venit cu ochelari în tematica noastră, mamă, da, ce legătură. Online sunt, poate să ne vadă, dar dacă nu sunt, să intre. Respectiv, e despre asta. Eu cred că asta este ceva normal. Eu cred că viitorul care îl vedem în filme,
care o leacă gâdilă și plăschinare și răștrece. Dar foarte tare, da. Și parcă zici că toți acolo văd viitorul și toți cumva deja prezic ce se va întâmpla peste ani de zile. Da, dar luând în vedere că lasă arată galbenă încă, prășești cu sapa. Hai să nu sărim calul. Că să nu cădem în panică. Eu vreau să spun că noi asta nu asprindem, așa că relaxează. Tu știi? Mi-ai luat acum o piatră de pe inimă. Da. Serios. Dar fă-ți grijă de copiii noștri. Doamne, acolo nici nu vreau să mai intru în detalii, că mă speric. Eu nu știu ei cum vor exista. Dar vor ține pasul, că asta, cum ai spus și tu, ei sunt creați într-o perioadă în care cu siguranță se vor adapta mult mai ușor decât generația noastră sau... Tu îți imaginezi când eu am venit la Chișinău, 15 ani în urmă, eu aveam telefon Siemens, care avea 38 de mesaje. Asta era capacitatea lui maxim. Pentru după asta am luat deja iPhone, Nokia, nu iPhone, Nokia 6300, care avea nivel, ce? Da, avea și lanterne, puteți să dansezi pe masă. Asta și avea mai multe de cele melodii. Așa era tot upgrade-ul. Tu ți închipui nivelul de ce s-a întâmplat cu noi în 10 ani. Ți închipui și în capul la nenea. Un bătrân de la țară care el când era încă țamăie, nu era telefon și azi este iPhone sau este un telefon care face conexiune cu cosmosul. Amuie, poți să intri să vezi cosmosul live. E ca, ți închipă și de tare o sărit tehnologie. Apoi ca copiii noștri vor fi fix așa, noi spunem, oi, hai, era telefonul cu touch. Hai, în casă, ce nu v-a mai plăcut? Ce nu vă mai ajunge? Dar cum asta în galogram? Cum asta? Asta doar nu-i omenește. Dar pentru dânsă, ți închipă să-ți imaginezi bunielul meu și imaginezi că să fie telefon care n-a să aibă butoane. Doamne, numai să nu să se tragă rata mortalității de la motivele astea. Te rog, de la șocurile vieții și a tehnologiilor. Tot să fie slowly, slowly. Hai că mai avem o rubricuță, dar atât de interesant că ne-a rămas și foarte timp la dispoziție, dar reușim, stai liniștit. Să faci bani cu ciocanul sau să inventezi criptomoneda care să-ți poarte numele? Eu sunt un narcis. Mie mi se pare că... Așa că eu cred că criptomoneta mare de vreo 6 metri pus la intrare în Sărată Galbenă. Și când oamenea streacă, știi, eu tare de sărăuie în Sărată Galbenă și unii la training spun... Dar unde e satul ăsta, că eu vreau să văd. Băi, el există pe hartă, există în Republica Moldova. Este la sud. Când trăiești, să întrebați. De ce? Eu cred în criptomonede, da, cred că criptomonede și nu cred în bani. Te-ar reprezenta mai mult. Și nu cred în bani cu ciocanul. Pentru că ei nici nu se fac. Da, din păcate. Băi, doar ne place să credem că se fac cu ciocanul. Sau multă lume care stă pe canapea și așteaptă să cadă din pod. Da, un fel de liniștire că se poate de făcut. Las că pentru voi o să existe în locul vostru roboți. Da, ei o să... Aveți voiac de cojoc, știi cum. Să te faci pentru un an analist economic sau să lucrezi un an la Banca Națională. Când vine vorba de bani, de bănci, vezi că mă și bălbâi. Tu știi că eu cred că m-aș băga în analist economic, chiar dacă nu mă reprezintă, dar îmi plac cifrele. Am înțeles asta îmi foarte bine. Îmi plac cifrele și cred că aș acufunda în două business-uri, în două profesii. Așa. Dacă mi-ai propune asta. Da. Și a doua, m-ar duce să lucrez voluntar, gratuit, pe la Facebook, pe la Google. Ți-ar plăcea o provocare din asta. Aș mai mare. Dar nu ai avut o ocazie niciodată să mergi acolo Nu, am primit certificarea Facebook. Sunt unul dintre, probabil, unicul sau cel puțin n-am auzit alții să aibă certificarea Facebook, expert Facebook în Republica Moldova. Am dat examenul. Așa te rog frumos, am și un buton cu aplauze. Tot profit de ocazie să-l includ. Broadcaster, sănătate, Zoom, sănătate să aveți. Ce înseamnă asta? Nic serios, dar în același timp am trecut un examen, a fost cu plată, un an de zile am învățat, dar am încercat să găsesc, dar noi ca țară suntem mici și eu n-am putut să ies la evenimentele offline. Aha. Eu sunt persoana aceea care înțelege că un an de experiență poate să-mi aducă în termen lung mai mult profit decât un an profit azi fără experiență. Deci, adică, ceea ce avem noi azi nu este ceea ce știu eu acum. Ceea ce azi eu vorbesc cu tine sunt 7 ani în spate și cei 5.000 de absolvenți și cele 300 de companii. O istorie, Dumitru, ai în spate, o istorie. Da, și tu spui că nu-s bătrân. Eu pensez că sunt nu tu life să spui și... Tu ești tânăr, dar cu mintea unui bătrân. Da, da. Să-ți vopsești barba lunar într-o culoare a curcubelului sau să porți extensii de costițe împletite. Da, te rog aici să mai trecem de la economie și bani. Unde vine răgăschiel? Este adevărat. Ai păr suficient în barbă. Știi că eu cred că aș alege istoria cu barba, dar era așa o grupă Corni, se chema fabrica de Starul. Da, exact. Și acolo era unul de ăsta...
avea el așa niște cărlionțate. Aha, cărlionț foarte afro. Da, e un cărlionț. Așa. Și mie tare îmi place formația asta, eram tânăr. Și eu am luat ăsta, fien, nu fienul, dar cum se chema el, bigudiurile astea care se făceau la sorme. Și am, ne-am pus și am vrut eu să-mi fac chestii de celea. Și când ne-am fript tărdăguța, eu nu știam că el se înjerbânte, dar am vrut, da, avem așa un păr nepăneatnic. De ce? Eu am predispunere spre îmi face părul. Poate cu... bine! Poate, o să, poate în altă viață ai fost vreun frizer foarte renumit. Sau un barber cu experiență. Poate, poate. Dar știi că barba mea este nu pentru că eu vreau? Dar e un alt stil. Da. Tu da. Ți-ai și creat stilul ăsta pentru podcast. Pentru că, de fapt, în pozele anterioare erai cu totul altfel. Da, dar în podcast ne-am luat așa chel cu barbă și zâmbitor. Dar e foarte bine, ți-ai găsit imaginea perfectă. Să servești cina cu unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă sau să lansezi un CD cu secretele unui business de succes contra cost? Cina. Cina. Două motive. Pentru că, unul, e gustos. Da, asta că-ți place, știu. Dar cine e persoana aia cu care ți-ai vrea tu, tu știi servită că, cina? Dacă să vorbim despre oameni, eu nu sunt persoana care îi place să fie fan. Eu n-am avut... Nu, ok, mi-a plăcut... Ai vreun idol, ai vreun fa... De Britney Spears mi-a plăcut o perioadă. Așa? Este idolul meu, toată viața am urmărit-o, am și acasă. E că asta nu eu. Maxim și-mi plăcea asta, costumul e roșu, avea un cântic costumul credeam roșu. Că talia de la costumul roșu care se vedea. Nu, costumul. Apropo, e cam era așa. Respectiv, dacă aș face, cred că... Mie mi-ar plăcea cu cineva care... are o echipă mai mare de vreo 100 de oameni și are de vreo 100 de ori mai mulți bani ca mine, pentru că asta ar însemna că pot învăța de 100 de ori mai mult și aici nu contează de unde este el, din Moldova sau din orice colț al lumii, dar oamenii cred că sunt un element. La noi a apărut acest moment de mentoring deja și el este tare fain, pentru că noi suntem media celor 5. Și dacă te înconjoară 5 oameni cu salariu mediu de 1000 de lei, crede-mă, tu n-as mai mult de 1000 de lei. Nu mai ești din cercul ăsta vicios. Da, dar dacă tu întâmplător o să începi să comunici cu alți oameni care aspiră, care vor, care cauteagă, atunci tu vrând nevrând o spui, adică, dă și eu. Și am stat atâta timp cu 1000 de lei? Da. Și o să vezi că media nu este... E foarte fain când tu ești cel mai tare în parcare, mai ales în sărată galbenă. Dar când tu ești în Chișinău, tu îți dai seama că tu ești no-name. Dar când tu ești în America, tine în general nici nu te-ai observat la vamă. Nu că se face impact pe America. Tu pur și simplu ai fost încă un cod de pașaport trecut vama. De aceea, foarte mult depinde contextul. Și desigur mulțumesc că eu, bine mersi, sunt cel mai fain, tare speaker în Chișinău și tu întrebai de concurență. Eu de mult am uitat de dânsa în contextul în care, dar de ce să nu fii Gary Vaynerchuk, care este unul dintre mari speakeri în America pe tema de social media? De ce să nu fii, spre exemplu, nu știu, compania Skillbox, care este unul dintre cele mai mari companii de social media, care instruiește mulți oameni? De ce să mă compar cu colegi? Decât să te pui cu toți la care, un nivel. Care are 3 cursuri și eu să mă tem în Chișinău de dânsul. De să-mi creez un adversar mai puternic. Așa. Și să râvnesc spre el. Da, și atunci tăța ești te mălea. Wow, perfect! Ce motivație bună! Și ultima întrebare pentru tine. Să poți prezice viitorul sau să te trezești peste noapte tu la 5 ani? Te ne pereживу, să mă trăiesc încă o dată. Tu știi că eu mai din Dimitrieu, probabil de vreo 3 ori mai n-am murit. Adică, Doamne, tu ai mai multe vieți, înțeleg. Nu, pentru că eu sunt la Sărată Galben, nu am fost și cu vaca acolo, la Păscut. Acolo puteai să mori de vreo 3 ori fugind la vizițări. O copilărie periculoasă. Noi am dat foc la cei tăci și putea să ardă, începând de la... În fine, adică eu cred că eu tare îmi fac grijă de copiii mei în sensul ăsta. Dacă eu îmi imaginez, dacă ei ar avea viața mea, eu mă tem că aș avea un infarct precis, pentru că noi ne dușim de acasă și venim toamna. E ca cam așa ceva era. Am uitat un curte, nu-i dai voie să iasă, dar noi ne dușim în râpă, pe copaci, pe crenci. Noi am fost foarte bine căliți. Eu, 100%. Și adică foarte bine instruiți de către părinții acasă, probabil. Era un sistem de educație. Da, foarte bine pus la punct.
acum sunt neadaptați, 100%. El a ieșit în mahală, s-a mers la bunei, s-a pălit o lecție când e chetrișică. Gata, urgența! Da, urgența! Pentru că va avea microb. Eu înțeleg că real au acolo microb. Dar stai, leac, cum tu să nu simți feeling-ul ăsta când tu mergi cu picioarele goale? Pinsat. Și te atingi de chiatră. Nu e... Să înțeleg că îți este dor de, încă de copilăria aia. Este chiar dor de viață întotdeauna. Da, sunt și sigură. Tu ești omul și a emoțiilor, nu doar a marketingului, a banilor și a succesului. Pentru că marketingul și banii și succesul sunt neapărat emoții. Arta de a învăța să cumpere este marketingul. Iar arta, eu am fiind Academia de Arte. Eu sunt absolvent la arte dramatice. Doamne, te rog, Dumitru, că vine publicitatea. Hai că rămânem în Eter pe 93.3 în continuare, pentru că vine și Chris cu două știri. Radio Zoom 1. Music so fresh.